Bună, dragile mele femei feminine! Astăzi vreau să vă vorbesc despre 5 lucruri pe care o femeie feminină, o femeie conștientă de feminitatea ei, nu le face. Numele meu este Laura și dacă vă aflați aici pentru prima oară, vorbesc cu voi despre feminitate, minimalism, yoga, spiritualitate și dezvoltare personală. Să începem! Când spun femei feminine, mă gândesc la acele femei care sunt conștiente de feminitatea lor, care își păstrează eleganța și care, în același timp, își păstrează acea notă de mister care este atât de fascinantă. Primul lucru pe care o femeie feminină nu îl face este să afișeze mai mult decât este necesar să o facă. Este acel trying too hard. O forțare, o pierdere a naturaleții. Acel lucru care este evident că este forțat. De exemplu, momentul în care cineva apare într-o rochie mult prea mulată sau prea transparentă sau prea scurtă sau care dezvăluie mult prea mult, adică se vede și decolteul, se văd și picioarele, se văd umerii, se vede practic absolut tot, nu este și nu vorbim de rochile purtate la mare, la plajă. Este a dezvălui prea mult și a nu mai lăsa loc misterului care este atât de fascinant. A dezvălui absolut tot. Un alt lucru, al doilea lucru pe care o femeie feminină nu-l face, este să vorbească prea mult, prea tare, prea repede, prea vulgar uneori. Să folosească un limbaj neadecvat locului în care se află, practic să se poarte ca un bărbat, dorind să se impună cumva, să fie ascultată, să-i se dea atenție, să fie pe primul plan cumva. Și asta crede ea că îl obține dacă vorbește prea mult. Sunt acele vorbărețe cu care nu apuci decât să dai puțin din cap așa și să zici da, 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 pentru că ele vorbesc tot timpul, sau dacă exagerează, așa cum ziceam, dau în vulgarități sau vorbesc prea tare ca să-i acopere pe ceilalți, pentru că ele au foarte multe lucruri de spus, sunt nevorbite, știm că femeile vorbesc foarte mult, că au acest mod de a se manifesta, de a vorbi, de a împărtăși, de a fi, au această energie. Pe de altă parte, într-o conversație sunt cel puțin două persoane, nu este un monolog și este important să lăsăm și pe cealaltă persoană să vorbească, să ne asculte, să nu-și pierde interesul. Pentru că vorbărețele sunt la un moment dat obositoare sau plictisitoare și nu vrem asta. O femeie feminină nu este plângăcioasă. Știți acele femei care se victimizează tot timpul? Nimic nu le convine. Dacă vedem un cer de vară frumos, ele văd doar norii. Sau e prea mult soare. Sau oricum e ceva care nu funcționează. Nu le convine nimic. Tot timpul se victimizează. Este nevoie de atenție pe care aceste femei o au și se manifestă ca atare, cerând această atenție constant. La ele tot timpul plouă. Pentru că au această nevoie de atenție nețărmurită pe care și e imposibil de satisfăcut. Nimeni nu poate să satisfacă nevoia asta acerbă de atenție. Ele nu vor, de fapt, nu vor să fie ajutate ca să iasă dintr-o anumită stare. Ele vor pur și simplu să fie ascultate și să se vaite non-stop. Nu este nimic atrăgător, nimic seducător în a fi plângăcioasă, în te-a victimiza tot timpul. Așa că, dragile mele, evitați să faceți lucrul ăsta, evitați să vă plângeți, vedeți partea bună, partea pozitivă a lucrurilor, glumiți, folosiți autoironia și nu luați lucrurile foarte în serios, chiar dacă aveți un moment mai greu, chiar dacă se întâmplă ceva mai dificil în viața voastră, nu vă victimizați tot timpul. O femeie feminină nu aleargă după bărbați. Vânătoarea este specifică bărbaților. Ei sunt cei care cuceresc într-un mod evident, sunt cei care abordează. Femeile sunt cele care lasă batista să cadă în fața unui bărbat și acesta o ridică și o înapoiază. Este un pretext ca să înceapă o discuție. Bărbatul însă este convins că aceasta a fost ideea lui
iar femeia pur și simplu a lăsat Batista să cadă pentru că și-a dorit o discuție cu bărbatul respectiv. Este un gest seducător, este fermecător și este un mod subtil de a cuceri din partea unei femei. Însă o femeie feminină nu intră, nu abordează ea un bărbat într-un mod extrem de direct, așa cum o face un bărbat. Nu vânează uitându-se într-o cameră, de exemplu, după bărbați. Nu sună prima, nu trimite mesaje prima. O femeie se lasă cucerită. Și deși am spus că sunt 5 lucruri pe care o femeie feminină nu le face, e bine, mai există un al șaselea lucru. Este un fel de bonus. E bine, al șaselea este postura. Atunci când mergem pe stradă, atunci când stăm undeva, atunci când stăm pe scaun, postura contează foarte mult. Ea poate să facă o ținută, să arate foarte bine sau dimpotrivă să arate șleampăt, indiferent ce fel de brand poartă femeia respectivă. Și atunci, dragile mele, fiți cât mai elegante, aveți o postură dreaptă, umerii sunt trași în spate, tot corpul este drept, coloana vertebrală este dreaptă, mersul este încet, fără grabă, lent, ca și cum sunteți într-un fel de promenadă, vă plimbați, fără să vă grăbiți. Mersul acela rapid și foarte voluntar, așa, și hotărât și repezit, este tipic masculin. Nu are nicio legătură cu feminitatea. Gândiți-vă la cum mergea Marilyn Monroe, zice despre ea că își tăia la un moment dat o bucată dintr-un toc ca să aibă acel mers legănat. Și ea spunea că fac orice face o altă femeie, numai că eu fac toate lucrurile astea mult mai încet. Și aici e valabil nu numai la mers, este valabil și la modul în care vorbiți, pentru că o vorbă calmă și relaxată și cu cuvinte bine alese este tipic feminină. Încercați să vorbiți cu această tonalitate. Până la urmă ține de comunicarea paraverbală și asta completează imaginea unei femei și o face să fie mai feminină, pentru că până la urmă asta ne dorim, să ne exprimăm feminitatea. Sper că v-a plăcut ce v-am povestit azi aici și vă îndrum să vă uitați mai departe la un alt vlog pe care l-am pregătit pentru voi, cu care sunt limitările, credințele limitative pe care le are o femeie în a-și exprima feminitatea. Îl găsiți la mine pe canalul de YouTube. Iar dacă vreți să aflați mai multe, mă găsiți pe contul meu de Instagram, Laura Călin. Mulțumesc! Să aveți o zi minunată!